Frigul și zăpada din ultimele zile i-a făcut pe mai mulți gorjeni să plece în vacanțe. Destinațiile alese sunt și ele pe măsura așteptărilor. Astfel, de pe meleagurile gorjenești, de la temperaturi de minus 15 grade Celsius, gorjenii au aterizat în Dubai sau Thailanda. Pentru o vacanță de vis cu mult soare, aceștia au scos din buzunar mii de euro. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. În județul nostru, temperaturile au atins și minus 20 de grade. Astfel, gorjenii au ales să fugă de iarna geroasă și să petreacă o vacanță de vis în destinații exotice precum Dubai sau Thailanda. Pentru asta au scos din buzunare mii de euro. Desigur că fug gorjenii în destinații unde căldura este foarte mare. Este foarte solicitat Dubaiul. 7-8 de cazare cu demipensiune, 2 adulți pornesc de la 1200 de euro, 2 persoane. Solicita la fel Punta Cana, Maldive, Thailanda, două persoane, 7-8 de cazare cu inclusiv, pornesc de la 2000 de euro. Totodată, la agențiile de turism au dat buzna cei care vor să-și rezerve vacanța pentru sezonul estival. Asta pentru că pot obține reduceri și de până la 70% și, ca în anii anteriori, majoritatea gorjenilor preferă litoralul din străinătate. Început rezervările în luna noiembrie pentru sezonul estival, solicitată Bulgaria, Grecia individual și cu avionul Spania, Turcia mai puțin anul acesta, sperăm ca conflictele să nu mai fie, să fie la fel de solicitată. Gorjenii preferă mai mult străinătatea decât meleagurile noastre românești. Să știți că preferă străinătatea, mai ales pe Bulgaria sunt tarife mai ieftine decât litoralul nostru românesc. Cele mai căutate destinații rămân cele din Bulgaria, Grecia și Dubai. Depinde însă de posibilitățile financiare ale fiecăruia.